Ce faci? Bine, Maia. Ei, nu fac chiar așa de bine. Tu? Lasă-mă, că nici eu nu fac prea bine. Mama mă tot scoate din minți. Te face să suferi? Da, și pe mine. L-a lăsat pe tata și m-a luat pe mine. Și pe mine la fel. Asta e viață? Nu e viață deloc. Să nu mă înțelegi greșit. O iubesc pe mama. Dar de câteva luni are obsesie. Crede că sunt prea slabă. Zice că semăn cu un schelet. Și o sperii seara când mă îmbrac cu pijamalele. Dar ce vină am eu că mănânc puțin? Probabil că... Așa am eu stomacul. Și nici nu prea mă împac cu carnea. Mie dă-mi morcov, săronță și sunt fericită. Așa că a început să mă îndoape. Cum mă prinde, cum îmi bagă ceva pe gură. Dacă deschid gura să protestez, mă trezesc cu o sarma să cu ochii ptea în gură. Nu mă apuc să zic nimic. Of, cum e viața asta. Și o iubesc pe mamă. Ieri am cadou o prietene până să ne viziteze mătușa Clara, care, de cum am văzut, a început să-i spună lui mama că sunt prea grasă și că o să mă fac cât un elefant dacă nu mă educă de mică să mănânc sănătos. Și de atunci mama mi-a scos carnea din meniu și mi-a dat să mănânc numai legume și fructe. Mă mir că încă nu mi-au crescut frunze. Asta e viață? Nu e viață deloc. Îmi zice tot timpul că nu sunt în formă. Păi ce? Sfera nu e o formă? Catinel, tu nu știi? E greu să fii copil și să fii la mâna adulților. Uite, de exemplu, eu am devenit un copil anormal. Eu nu mai suport sărbătorile. Uite, azi e duminica Paștelui și mie mi-e groază de ce o să avem la cină. Parcă văd că o să geam cu trop de miel, friptură de miel la cuptor, cu cartofi și roz marin. Pe urmă o să-mi bage pe gât o umplute cu muștar. Se lasă fiu hrăcior de ubaie. Asta se mică mai poate de postă, da? La desert, cu siguranță, pentru că nu o să mai pot mișca de la cât am mâncat. O să-mi bage pe gât și o bucată de cozonac și una de pastă. Muiată în înghețată cu topic de cireșe amari. Bria! Stați că murăși de poftă. Dar noi, nu contează că e duminica Paștelui. Nici măcar azi n-am voie să mănânc ce-mi place. Mai ales că noi azi mergem în vizită la ghișine. Exact, la mătușa Clara, care în ultimul timp a devenit vegetariană. Sigur o să mâncăm soia în formă de ouă, friptură de pleurotus, salată de rucola, asezonată cu muguri de pin și la cuptor betișoare de morcov și betișoare de țelină. Și la desert o să mă forțeze să mănânc o prăjitură groaznică din făină de soia cu brânză tofu îndulcită cu zahăr din ștevie. Ia, asta e viață? Nu e viață deloc. Adică, scuze, dragă, nu e viață deloc. Of, mi-e așa poftă de un morcov. Am început să visez noaptea grădina de zarzavaturi ale bunicii. Și eu visez că am crescut și am devenit măcelar. Eu nu vreau să mă mânc. Eu vreau să devin balerină. Cum să stau pe poate dacă arăt ca o piramidă cu vârful în jos? Eu am slăbit deja noaptea când mă bag în pat cu o pernă între picioare. Pentru că atunci când mi se lovește genunchii, mă trezesc din cauza sunetului. Parcă se lovesc două pâte. Și mie mi-a crescut burta
Noaptea, când mă întorc de pe o parte, pe alta, simt că o pictă la înălțime. Și după ce că mă hrănește numai cu verdeață, de parcă sunt făcuta lui bunica, mă obligă și să mănânc la ore fixe. Și pe mine la fel. Asta e viață? Nu e viață deloc. Vai, vai, apropo, știi cât e ceasul? 11. Aoleu, trebuie să apară mama cu gustarea de prânz. Nu, și a mie la fel. Gilda? Da, da, unde-i fetița mea cea mică și ascultătoare? Uite, și transparentă și slabă. Ia vino la mămica. Uite ce ți-a adus mămica. Ceva bun, bun, bun. Un sandvicel. Un sandvicel cu șuncă. O prasă. Cu breză de burduf de la Dolhasta, cu zălămiori proaspăt de purceluș, ea miroase. Da, și cu chiftenuțe pe care mămicuța l-a tăiat pătrățele micuțe ca să alunece pe gâtulețul scump și drag. Și un strat gros de untișor, și un jus de banană cu lăptișor proaspăt. Mama! Dar nu ce? Pot să mănânc așa ceva la ora asta. Uite, te încurajează și Catrinel. Spune-i să pape, Catrinel. Hai, te rog eu frumos. Zi, papa, mănâncă așa, mănâncă, dragostea mea. Catrinel, tu nu observi ce groaznic a slăbit Maia? Ba da, mai ales când mă gândesc că o să devin și o caia. Da. În scurt timp. Ascultă-te, rog frumos, să știi că fica mea nu mănâncă asemenea orori. Cu mine vorbesc? Da, bineînțeles, cu tine vorbesc, Gilda. Oribil, deci este ceva îngrozitor. Eu mă străduiesc să aibă o alimentație extrem de sănătoasă. Nu să mănânce animale moarte, mortăciuni și toate grăsimile alea oribile pe care le ai acolo. Da, bineînțeles. Uite, iubita mea, ia uite, iubita mea, ce ți-a zis? Petișoare de morcovei tăiate galia mea. Ce bine miros și țelină, petișoare de țelină, ca să ai energie pentru întreaga zi. Da, să ajungă sănătos. Ia uite-te tu la mămica, nu vrei să arăți așa ca mămica când o să fii mare? Crească Dumnezeu să arate ca un schelet. Auzi, doamnă, să știi că grasa ține mat. Și-ți mai spun ceva. Dacă Dumnezeu vrea să ne pună ciolanele pe deasupra, o făcea asta încă de la începutul lumii, de la Adam și Eva. E, ce să spun? Da. Știi că dacă Dumnezeu vrea să creeze toate femeile care să arate ca niște hipopotami sau ca niște elefanți, așa făcea. Nu vezi în ce hal arăți? Parcă ești umflată cu trompa, cu pompa. În ce hal poți să arăți? În ce hal? Arăt foarte bine. Oribil, uite, mămicuță, ia jironță, e niște morcovei, mămicuță. Hai, măiuța. Curajul, mama. Măiuța, deschide gurița. Hai, fetița lui mama. Uite, ia sandvicelul ăsta plin de proteine. Ține-l în brațe, uite, așa să nu scadă. Așa, măiuța, nu te pico. Dă-i și lui mama, oricum. Așa. Asta e viață? Nu e viață deloc. Ascultă-mă, Gilda, să știi că eu nu tolerez absolut deloc faptul că fiica mea se întâlnește foarte mult și are de-a face cu fiica ta, pentru că este un exemplu foarte prost. Perfect! Perfect, draga mea, să știi că așa gândesc și eu. De mult vreau să-ți spun ca fiica mea, măiuța, să nu se mai întâlnească cu fiica ta. Adică fiica ta e mai bună decât fiica mea? Adică fiica mea nu e de nasul fiicei tale? Of, de-ar fi maică ta ca maică mea. Și maică mea ca maică ta. A fi foarte fericită. Și eu la fel. A
atunsem și ăsta ar fi al meu și morcovii ăia ar fi al meu. Am o idee, fii atentă. Așa facem, bine, semplu. Nu mai rezist să te ascult. Mergem la restaurant. Da? Ei bine, noi o să mergem acasă ca să mâncăm sănătos rucola, salată de rucola, specla roșie. Mă rog să stea în gât, vino în coace. Mergem acasă și noi ca vino, să mâncăm miel, vino, să mâncăm gârnăcior, buceluș de lapte, să mâncăm mititei, să mâncăm copii și să mâncăm de toate, dragostea altă timp.